Bună ziua, vă salut cu respect, atât eu cât și prietenul meu, Gogu Pineru. Și înainte de a începe o povestire frumoasă pe care eu mi-am dorit foarte mult să fie spusă de către prietenului, fratelui și copilul meu, băiatul meu, care am avut grijă de mic copil de el, este o întâmplare care Răzvan mi-a povestit-o mie și am spus, bă, de ce să nu știe și toți prietenii noștri adevărata valoare a lui Gogu Pineru și exact cum s-au întâmplat lucrurile. Dar înainte de a începe această povestire, vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați lăsat mesaje frumoase la adresa lui Gogu și vă mulțumesc tuturor celor care mă impresionați prin ajutorul depus ca aceste vloguri să aibă vizualizări și să ajungă la cât mai multă lume. Vă mulțumesc sincer, Dumnezeu să vă binecuvânteze și ce-mi doresc eu mie să vă dea Dumnezeu vouă. Îl las acum pe Gogu Pineru, pe fratele meu, adevărat legenda României, un șmecher calificat din cap până în picioare, original, fără 2-10, să vă povestească, să vă salute și să începem o povestire frumoasă și vreau să-l introducem pe Răzvan, care este un băiat crescut la noi în cartier, un copil de la noi din cartier, care acum nu mai este copil. Și vreau să vă povestească o întâmplare exact cum s-a întâmplat și exact ce s-a întâmplat când a ajuns Gogul la Rahova după al doilea mandat erai Gogule sau primul? Nu, la al doilea, dacă te cunoșteau gabori. Al treilea, La al treilea. Băi, vă pup și vă iubesc și țineți aproape. Salută Gogule pe tot publicul nostru, pe toți prietenii noștri. da, George, mulțumesc, George, pentru complimente. Ce să zic, salut și eu pe toată lumea și le mulțumesc tuturor care ne urmăresc vlogurile și care le plac vlogurile noastre. Nu înainte de toate, George, vreau să readuc și eu în discuție un alt subiect referitor la Costeluș de la Clăjean. Din câte am înțeles, eu a postat ceva despre mine, că m-a alergat pe undeva pe la Jilava când eram eu cu el în cameră și am fugit la Grațian în cameră. Eu nu am nimic cu Costeluș de împărțit. Pentru mine mă lasă rece și nu înțeleg de ce are atâta răutate și de ce e așa dușmănos. Nu e de valoarea mea și de calibrul meu. El să-și vadă de TikTok-urile lui și de tot ce face el în continuare, că nu e treaba mea. Și ca idee la poveste, a spus acolo că am fugit din cameră, m-a alergat el din cameră, am rupt ușa și am fugit la Grațian în cameră. În clipa când a spus lucrurile astea referitor la Costeluș, el a spus că era tovarăș cu Marin Durel. Ca să vadă toată lumea că el postează pe aplicațiile astea și pe toate chestiile astea de media, de tot ce, de tot ce are, de tot ce poate să facă cu TikTok-ul ăla. Eu, ca să-i demonstrez că inventează și aberează și vorbește numai tâmpenii, el a spus că era tovarăș cu Marin Dorel, da? Când eu am fugit din camera aia, da? La Grațian. Ca drept dovadă, eu am adus dovada care e cea mai clară și cu asta am spus tot. Nu vreau să intru cu el într-o discuție sau într-un conflict. Vreau doar să vadă toată lumea chestia asta, să vadă că el minte, inventează, aberează și cred că rămâne în continuare fanul meu. Imediat, 2 secunde. Surpriză, fraților! M-a surprins și pe mine! Și prietenul meu în același timp. Marin Dorel era șeful lor acolo ca echipă și peste Marin Dorel nu se trecea de niciun din echipa lor. Deci dacă Marin Dorel să jură pe copiii lui că nu e adevărat, înțelegeți și voi ce vreți, bă, fraților. Stai să mai pun o dată, că poate nu s-a văzut bine, nu? Să trăiască Armando și cei vești tu și copii și nevastă și nepoți și te trăiești spune corect. Când eram doi în cameră, când m-a alergat pe mine Costeluș, sau când m-a făcut să-l fug din cameră să mă mut la Grațian, dacă e adevărat să mă lucrească, copiii tăi și mă puțin, dacă e adevărat că nu-i spui. Și cu asta am spus tot. Sângerul un pe copiii lui. Că nu e adevărat. Ne păr, ascultă ce spun. Îmi pare rău că s-a ajuns la chestiile astea. Auzi, Gogule, îmi pare rău, frate meu, că s-a ajuns la chestii de astea. Păcat pentru el, că noi îl reputam un băiat de la noi, un bucureștean. Acum se dezice de bucureșteni și vorbește urât de bucureșteni. Treaba lui, e părerea, e opinia lui, noi ce putem să spunem? Decât ca el să nu uite că a mai venit pe acolo, pe la noi și a mai lăsat și documente, a mai lăsat și alea, știe el la ce ne referim. Da? Ca să nu, dar ce, dar eu ce pot să spun ție?
Foarte frumos din partea lui Marin Dorel, că s-a jurat pe copiii lui omul, că nu este adevărat. Deci asta este o demonstrație de cum să vă spun vouă, de cine este cu adevărat Gogu Pineru, mă, fraților. Nu vrea să intre în polemici cu nimeni, nu îi arde de să spună ce a făcut ăla și ce a făcut ăla. Nu vrem să scoatem decât lucruri pozitive din toate experiențele lui de viață. O secundă, scuze-mă, George. Eu vreau să spun în felul următor, eu nu am nimic cu el de împărțit. Nu știu de ce a spus el lucrurile astea despre mine și de unde până unde. Dacă erau adevărate, eu mi le asumam. Da, mă, știi de ce a spus? Pentru că el specifică... Bă, lasă-mă să zic ceva, știi de ce a spus? Pentru că în filmarea el specifică, mândria voastră a bucureștenilor, spadasinul vostru. Ai înțeles? El acum nu mai are de cine să ia... El știe, George, el știe că sunt spadasin. El știe, original. Auzi? George, când eu eram spadasin, el nu era încelep măcar. Corect, pentru că e diferență de vârstă, în primul rând. Da? Diferență de vârstă. Dar tu trebuie să înțelegi că la un anumit punct, ăștia, oamenii ăștia media, încă n-au înțeles că media este cea mai mare curvă, care dacă nu știi să o tratezi ca atare, vei fi uzat și abandonat. Deci ce rămâne după urma ta sunt 2-3 lei care ai câștigat și atât. Dacă nu știi să te dezvolți și nu ai un content pe care să mergi pe o linie dreaptă, să nu jignești lumea. Băi, la început Gogule îmi plăcea de el, mă, pentru că spunea adevărul și dădea dreptate la șmecher, adică, cum să spun, nu a jignit un șmecher adevărat, nu a făcut, înțelegi? Dar acum bănuiesc, nemai având content și având nevoie tot timpul să fie în top acolo, nu mai are subiecte. Subiecte, e de înțeles. E de înțeles, bă, frate, dar ce nu-i de înțeles, bă, frățiorul meu? Nu poți, bă, să iei băieția la un om cu o vorbă proastă. Și mai ales, el știe 100% că ceea ce a spus nu e adevărat. Înțelegi? Dar asta e, ce să mai... Asta e, băi, haideți, mă, să trecem la povestirea aia, bă, Gogule, că trăiască familia ta. Vreau ca Răzvan să facă, să înțeleagă și lumea. Când eu spun că e cu adevărat o legendă spusă de lume, mă, nu de mine inventată. Sunteți nebuni? Te pup, Răzvane! Te pup, băi! Salut, George, salut și urmăritorii tăi. Ce să zic, dacă am puțin emoții, prima dată când fac treaba asta... Da, băi, și ai făcut-o la insistențele mele, dar te roagă fratele tău... Da, George, o să te supere puțin pe mine, Gogu, că el nu e cu astea, nu-i place să... Așa, dar e adevărul. E ceva ce pe mine m-a marcat, ce m-a uimit. Și vreau să o spun în tot sufletul, pentru că pentru mine e o mândrie că sunt prieten cu el, vrei să te mint? Corect, cum e pentru noi, e mândria Bucureștiului ăsta, mă, e mândria bucureștenilor. Da. Acum, ce crezi? Ne-a dus soarta, ne-a dus la Sing Sing, ce să zic. Acolo, na, drumul le-a dus așa. Ca am făcut în fiecare, așa acolo situația, în fiecare anumită zi din săptămână, se fac curse spre penitenciare. Dosarele închise pleacă la penitenciar. Acum, în aceea zi, am plecat amândoi pe cursă, pe Rapova. Acolo, ce să zic, Gogu săracu, cum era el protector, că nu numai cu mine, cu toată lumea din cartier de la noi, că știa de 2 zile, că știa de 20 de ani ca mine... Asta înseamnă, bă, să fii calificat! Că e fraier, că e șmecher, dacă e de la tine din cartier, trebuie să îl iei în brațe. Exact, de-aia ai iubit, Gogu. Păi da? Pentru treaba asta. Acum, eu eram legal la cătușe cu un nebun. Ai înțeles? Un nebun adevărat, George, în sensul, adică că merge Dumnezeu, în sensul bun al cuvântului, dar era nebun. Era și bandaja la o mână. Ăsta, în după acolo, mă trăgea de cătușe, de mână, de cutare. La un moment dat, Gogu, atent protector cum e așa, imediat. Băi, mă, ce mișca, că e româna lor, nu vezi care 30 de chile, nu cutare. Eu evitam să, știi, că să nu dau Gogu de belea din prima. Tot țineam, la un moment dat, Gogu iar am văzut, iar cutare. Acum, milițianul care era cu noi, că așa e de escorta și cu mascat, cunoscându-l pe Gogu și astea, nu știu ce, la început n-au zis nimic, știi, ei toți stăteau, dădeau coate și cutare, dar ei știau pe Gogu perfect. Noi nu am dat seama, noi ne vedeam de treaba noastră cutare. La un moment dat, ce spune polițistul, ăluia cu... care mă ducea pe mine la cătușe. Băi, nu te potorești, bă, nebunule, stai cu minte acolo, care de toate Gogu. Ia-i româna lui ăsta, nu vezi ăsta, stă cu minte acolo, tu ai nebunii cu tare. Ăla nici era nici două, că el vrea pe spital, că nu știu ce, că cu tare. La un moment dat, George, îi dă mascatul ca gula, așa, îi dă o palmă. Bă, tu vezi, l-ai pătat de pelea de aici cu tine, cu spitalul tău, cu Gigi. Zicea ceva de nu știu cine, că se duce la Constanța, la cineva, la nu știu cine geamă, nu-mi vine.
Ajungem pe PPD, așa se cheamă acolo. Cine a trecut pe acolo știe ce înseamnă. Toate dublele, toate aresturile se parchează unul în spatele celuilalt, mașinile, și toți arestații stau la rând la percheziție. Așa se cheamă. La un moment dat, într-o escortă, o duc în fața noastră, Mario, băiatul Bălăloc, cine știe, iar așa, fuge din escortă, le ia pe Goc în brațe, nu știu ce, cu tare, ne pupă, ne știu așa, și se retrage. În timp acum la așa, Goc a început să facă cu mine, să mă învețe, știi, eu fiind primar, să-mi facă, da, eu n-aveam și repede la Adidas. Și-l pune pe unul, băi, nu se vedea, știi, erau foarte multe dupe astea aparcate și Goc era în spate, nu se vedea. La un moment dat, din penitenciar, Despre comandament, nu te exagerezi, George, cred că vreo 30-40 de deținuți, printre care nume, adică Belmondo, că încep el că e cel mai era și cel mai sonor, Barângă, frații Barângă, Mutu Vingheru, foarte, foarte mulți, nu mai știu eu acum, dar mulți. La un moment dat, milițianul n-are ce face. Veneau de la școală, George, veneau clasele 1-4, veneau din comandament, că acolo făceau școala. Urși cum a venit, clasele 1-4. Și dai seama, ca și urși erau numai, da, numai 1 și 1. Da. Și acum ei nu-l vedeau pe Gogu, știi, Gogu era, ți-a zis, puteți pe unul să-mi pună și retele și era în spate la duba noastră, nu se vedea. La un moment dat, milițianul nostru, fără să spună nimic, fără niciun anunț, se dă la o parte și spune, reproduc, să moară familia lui, dacă nu v-am adus o legendă. Acum, imediat, băi, tată, ce legendă mă, tată, legendele Olimpului, alea lui Goku. Goku, frumos. Ironii, da. Nici n-am ajuns bine pe penitenciar. Te rog eu frumos, îmi bagi jumănie cu oameni, nu mai fac pușcări în 2003, termină cu asta, nu vreau de-astea să mă, am nevoie de firmă, de putare, am bine să fac pedeapsa și putare. Îți dai seama, acum, Belmondo, fiind și el cine e, că îi dă cezarul ceea cezarului, nu ne văzut de pe Goku. Normal că n-a putut să stea fără replică. Și a zis, de care, tăticule, legendă, cu fustiță? La care, George, jur, se face pielea pe mine. E treabă de, cred că sunt 12 ani, 15 ani, nu știu. Se face și acum, mi-aduc aminte fața perfect. 13 ani. Da, își aranjează șapca așa frumos, face pas lateral și se duce așa cu fața aia. Da, cu metre, cu fustiță. Da, strâmtă rău, bă, cu metre. La care Belmondo... Aulu, tu erai Gogoțule! Să moară, să facă, n-am știut, n-a cutare. E fratele meu, e prietenul meu. Ai înțeles? Da, da. Frumos. Adică mi-a plăcut, adică m-am simțit chiar mândru pentru a nu știu câta oară. Că eu sunt mândru că sunt prieten cu el, este mic, că mă consider el prietenului. Adică eu unde am ocazia, laud, că nu se poate să nu laud asemenea persoană. E reciproc, da. Și ce să spun? Pe cuvântul meu, adică la Gogu e greu să scoți o laudă din gura lui, e greu, el nu... E greu rău! E greu, adevărat, trebuie să spunem 10 inși, el știe că e adevărat, dar tot o face el, s-o facă mai mică, ce știi? Păi asta-i, băi, Răzvan, asta-i, mă, diferența între Stofă și Tergal, mă! Eu mă modestie că am dat-o unui șmecher, da, adevărat, corect, George. Da, bă, deci te-ai impresionat când a zis Gabori, v-am adus o legendă, hă? Ce ai zis, da, mamă? Gabori, deci Gabori îl știau, bă, că e legendă, da? Escorta de la IGP. Escorta, pe cuvânt. Și Belmondo, băi, vorbim să se înțeleagă toată lumea, de Belmondo Cocalaru. Băi, mâncavă și gura voastră. Băiatul Luvian, da. Da? Deci, da. Domina omul acolo. Și când el, da, care, domne, ce legendă. Și când l-a văzut pe Goguț, o, nebunule, Gogu, ce faci, fratine? Exact. Ai înțeles? Da. Belmondo Cocalaru, George, scuze-mă un pic, Belmondo Cocalaru, din câte am auzit, l-a văzut pe circarul ăla mare cu briceacul lui, ceva de genul ăsta, nu știu, da, poveste, da, exact. Da. Ceva de genul ăsta, știu. Care și ăla un smart 2 calificat, o legendă, circarul. Da. Circarul, greu, om. Greu, da. Da, mă, o povestire frumoasă, bă, fraților, o povestire frumoasă, da. Și am vrut să o facă Răzvan. Pentru că știți cine e Răzvan? Răzvan, mama lui a fost directoarea școlii la care am învățat noi, mama lui, tatălui decanul facultății, ce facultăți, bă, ce era? Lector universitar, ce era tatăl tău? Rector, da. Și viața câteodată te face să faci greșeli și a trecut și el prin niște experiențe negative de viață. Și ar fi frumos de povestit să-i aflăm povestirile lui, viața lui, cum s-a întâmplat. Fiind un copil, vă repet, un copil, deci era cel mai frumos copil de la noi din cartier, cel mai frumos român de
de la noi din cartier, copil fiind, era băiatul lui doamna directoare a școlii și era feblețea mea, era protejatul meu, niciun țigan n-avea voie să-i mârie, că venea să-i spunea, uite ce mi-a făcut, ia uite ce mi-a făcut. Și mă, lăsați-l în pace că ăla-i fratele meu. Ne era drag la toți de el, că era frumușel, haladit, înțelegeți ce vreau să spun? Îmi pare rău că de-a lungul vieții a trebuit să treacă prin niște experiențe negative, dar și astea fac parte din viață, din destinul fiecăruia și sunt lecții de viață pentru toți. Vă pup și vă iubesc și acest vlog vreau să vă intre bine în cap. Gogu Pineru este într-adevăr un șmecher calificat, o legendă, eu nu vorbesc din filme și... Intervenim cu probe dacă este nevoie, dar eu zic că de acum încolo nu mai există niciun fel de nevoie de probe. Pentru cunoscători și oameni care înțeleg că noi suntem aici să povestim interacțiuni 4000% adevărate și să scoatem din aceste interacțiuni numai și numai chestii pozitive. Ceea ce înseamnă prietenie, loialitate, uite ce spune băiatul ăsta despre el. Este un băiat care a mers pe stradă cu el, este în cartier cu noi de 40 de ani și... Au ajuns adulți, au și ei copii și totuși Răzvan este mândru că este prietenul lui Gogu. Ca să înțelegeți ce vreau să vă spun. Oameni cu principii, cu caracter și cu onoare, bă, aveți, bă, onoare în voi, bă, lăsați, bă, astea 20, bă, nebunilor. Că nu mâncați doar azi, bă, trebuie să mâncați și mâine și poimâine și răspoi mâine. Fiți, bă, oameni cu principii și mergeți pe o linie dreaptă în viață, bă, nu mai jigniți lumea așa la mișto, mă. Lăsați mesaje de fraier. Fiți, bă, băieți, cum trebuie să fiți, bă, ca să fiți respectați și apreciați, bă. Bă, în istorie sunt 4-5 personaje care sunt nominate. Și 4000 au făcut parte, dar n-au avut cum să ajungă în istorie. Că au fost petarde. Nu fiți, bă, petarde dacă vreți să vorbească lumea după 40 de ani frumos despre voi. Fiți, bă, oameni cum trebuie să fiți. Vă pup și vă iubesc, atât eu, cât și Gogu Pineru și Răzvan, fratele nostru. Vă mulțumim că ați vizionat acest vlog. Sper să vi fost frumos și să vă fi plăcut. Nu uitați, bă, dați, bă, și voi un like și un share, mă, să ne adunăm cât mai mulți. Vă pupă fratele vostru. Vă pupăm cu respect. Vă pupăm și vă salutăm. Vă pupăm.